Pace, Domnul să vă binecuvânteze. Fratele m-a prezentat mai înainte. Slujesc în Africa, în deșertul Kalahari, împreună cu familia de 14 ani. Și astăzi, așa a hotărât Domnul să vin să mărturisesc lucrările Lui, proslăvind numele Lui prin lucrările pe care Domnul le-a făcut. M-am întors la Domnul la 17 ani și în momentul când m-am întors la Domnul, un foc s-a aprins în inima mea, un foc foarte mare și am știut că trebuie să fac ceva pentru Domnul, dar nu știam ce să fac pentru Domnul, pentru că nu știam nici să mă rog, nici măcar rugăciunea Tatăl nostru. Dar la vârsta de 20 de ani, Domnul m-a chemat la lucrarea de misiune și am cunoscut lucrul acesta și am început în România să slujesc în lucrarea de misiune printr-un cort care mergea din oraș în oraș și propovăduiau frații în acel cort Evanghelia. Multe suflete s-au întors la Domnul. Dar după 8 ani de zile, după ce m-am mutat cu soțul meu în Oltenia, ne-am retras din nou în Oradea. Și așa cum fratele pastor spunea, Domnul a trebuit să apese cu degetul lui asupra mea, pentru că nu e așa ușor să iei o decizie ca să mergi la capătul pământului ca să slujești acolo Domnului și am fost la un pas de moarte de 3 ori. Prima dată la un pas de peritonită, după un an de zile era să mor intoxicată cu monoxid de carbon împreună cu copiii mei în casă și ultima dată și la propriu și la figurat mi-a luat foc casa nouă pe care abia ne construisem. Atunci m-am trezit și m-am speriat și m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Am zis, Doamne, de ce vrei să mă omori? Și m-am văzut fugind ca Iona de fața Domnului. Și atunci am făcut o juruință și am zis, Doamne, dacă Tu mă trimiți și la capătul pământului, eu și acolo mă duc pentru Tine. Mi-am dat seama că m-am lăsat de lucrare, Domnul are nevoie de noi în lucrarea Lui. N-a durat foarte mult și am auzit de lucrarea în Africa și am zis, nici să n-aud, da, Africa. Și după aia o trebuie să mă pocăiesc din nou înaintea Domnului și să zic, Doamne, da, păi acum scurt timp am făcut o juruință înaintea Ta că Te voi urma și mă voi duce unde mă trimiți și acum ce fac? Noi toți intrăm în apa botezului și facem legământ cu Domnul, fără să ne silească nimeni și la scurt timp uităm că am promis Domnului credincioșie până la moarte. Fie ca Domnul să ne trezească, nu contează cum. Eu văd o mare oportunitate când Domnul ne cercetează prin diferite încercări, ori în vederea trezirii, ori în vederea sfințirii. Asta e scopul încercărilor. Mi-am adus aminte când eram în Africa de un cuvânt pe care soțul meu l-a primit la vârsta de 23 de ani, când eram proaspăt căsătoriți, printr-o soră pe care nu o cunoșteam. Și cuvântul zicea așa: Iată, bărbatule, va veni timpul când vei hrăni poporul meu cu hrană mai tare, adică cu porumb. Bușimanii, oamenii aceia din Africa, ar putea implementa în rugăciunea Tatăl nostru mămăliga noastră, cea de toate zilele, în loc de pâinea noastră, cea de toate zilele, pentru că adesea îi găsim cu cănuța sau cu farfuria de porumb, mâncând boabe fierte de porumb, neavând altceva ce să mănânce. Acolo mi-am adus aminte de cuvântul acela profund pe care Duhul Sfânt ni l-a dat. Acolo, înainte cu un an de zile să ajungem, o femeie, o boșimangă, care pe atunci era pocăită, singura pocăită pe atunci, primise un cuvânt din partea Domnului. Și cuvântul spunea așa: Vă voi trimite un popor de departe care nu va vorbi aceeași limbă cu voi, să nu vă fie frică de ei, că ei o să vină să vă ajute. Și la un an de zile după am apărut noi acolo. De ce să nu le fie frică? Pentru că ei, dacă citiți istoria, ani de zile au fost sclavii albilor și de aia să nu le fie frică. Am început, o să vorbesc mai mult despre lucrarea spirituală. Soțul probabil o să vă prezinte proiectele în care suntem implicați acolo. La început am început să ne strângem la rugăciune cu bușmenii din zonă. Oamenii veneau de la 20 de kilometri pe jos, fără să aibă o vreo sticlă cu apă sau ceva de mâncare, cu copilași în spate, femeile, pe căldurile acelea toride. Poate înțelegeți, zona noastră e asemănătoare cu cea din Arizona, de aici.
Și să faci 20 de kilometri pe jos printr-un nisip afânat, ca și cum ar fi pe malul oceanului, nu-i chiar așa de ușor. Și veneau și se bucurau că auzeau că noi ne rugăm, că ne strângem la rugăciune și ne spuneau, haideți și la noi și faceți biserică. Și așa ne-am dus. Primii 3 ani de zile n-am avut o mașină, o motoretă care se tot strica, sau cu bicicleta, sau pe jos, sau cu căruța cu măgari, încet, încet s-a mers la un sat, la 2 sate, la 3 sate, până în prezent sunt 24 de biserici active și multe altele în curs de formare, chiar luna viitoare o să avem 3 botezuri în 3 sate, în 3 locuri diferite. Aș vrea să vorbesc despre una dintre marile lupte spirituale pe care le-am dus chiar în primele începuturi. Poate că v-am mai povestit când am fost odată aici, nu mi-aduc aminte, dar cred că e o foarte mare lecție pentru noi, lupta asta spirituală. Trecuseră 6 ani, se pocăiseră vreo 50 de bușmeni și mă întrebam, Doamne, dar numai 50, e așa de puțină roadă? Tot timpul am fost pentru post și pentru rugăciune, cât mai multă rugăciune, veniseră niște voluntari din România și eram destui. Și am zis, hai să facem un lanț de rugăciune, rugăciune permanentă, să meargă rugăciunea 24 de ore, și așa ne revenea la fiecare câte o oră de rugăciune pe zi. Un băiat venit de curând zice, o oră? Ce să mă rog o oră? În viața mea nu m-am rugat o oră, mai mult de 5 minute niciodată nu m-am rugat. Și mulți alți tineri spun așa, noi mai mult de 5 minute, 10 minute nu ne-am rugat niciodată. Și băiatul acela și-a făcut o listă de motive de rugăciune și mergând de câteva ori prin jurul gardului, eu trecut o oră, zice, am aflat cum să-mi treacă, am reușit să mă rog o oră, era și el foarte încântat. Dar în timpul ăsta, normal, când nu te rogi și nu postești, n-ai nicio treabă cu cel rău. Poți să stai în biserică, să dormi în biserică, că n-are nimic de a face cu tine, dar în momentul când începi să postești și să te rogi ca sufletele să se ridice la mântuire, atunci duhurile din văzduh se întărâtă foarte tare și nu cunoșteam așa de bine activitatea vrăjitorilor, cunoșteam în parte, dar nu așa de bine cum s-a stârnit atunci, a început o invazie de cobre. Un prima cobră a fost în bucătărie și apoi la mine sub cort. În fiecare seară aveam vizita unei cobre, le-am numărat, deja erau 7, le-am spus femeilor care mă ajutau, deja 7 șerpi unul după altul, zice, mamă, ne liniștiți vrăjitorii. Vreau să punctez din nou, în timpul acesta noi eram în rugăciune permanentă. Acolo, aproape în fiecare zi, cel puțin unul dintre noi stăm în post. Și altădată toți postim, sunt zile în care toți postim, dar atunci mergea rugăciunea permanentă. Și ei mi spun, oamenii ăștia sunt vrăjitorii. Eu m-am mirat. Ori căutat la mine sub cort, nu era nicio urmă de șarpe. Invazia a continuat, 8-9. Și când a fost la Anolia, o fată îmi spune, mamă, ne am visat că ți-a luat foc cortul și ți-a rămas doar patul, era un cort mai mărișor. Și din partea tău, din cortul tău a rămas numai patul și patul tău era murdar. M-am gândit, Doamne, ce vis o fi ăsta, că doar nu trăiesc eu în păcat, eu sunt căsătorită. Noaptea următoare, după vis, am simțit mișcări supernă, înainte să mă pun la culcare, după ce m-am rugat, mă rugam mai mult timp, ridicam înșezut, am zis, Doamne, cred că sunt obsedată de atâtea vizite a șerpilor și mi se pare că aud numai șerpi acum, dar mișcările nu s-au terminat. Și așa că mi-am pus capul pe salteaua veche pe care o aveam și am auzit mișcări de șarpe în saltea. Era saltea de aia veche cu arcuri și am zis, oh my God, am șarpe în saltea. Am chemat o fată, m-am dus după un boșiman, după un bătrân, l-am chemat să vină să mă ajute. Era toate lucrurile astea se petreceau la lumina lanternei, e și mai scary, poți să zici. Dar nu mi-era frică deloc. Am scos sarteaua afară, am zis că îi dau foc. După aia mi-a părut rău să-i dau foc, că nu mai aveam alta. Și atunci am zis, lasă că o tai cu cuțitul pe lateral și prindem șarpele și o s-o cos înapoi și refolosesc sarteaua. Am început să o tai cu cuțitul afară și n-am mai văzut niciun șarpe. Și atunci bătrânul spune, mamă Nelly, nu te speria, ăștia-s vrăjitori. Atunci l-am crezut. Ce fac ei? Ăsta era un duh necurat care încerca să mă disturbe.
Da, ei caută primul lucru să te omoare, al doilea lucru, dacă poate să te îmbolnăvești psihic. Dacă ți-e frică, ești descalificat și din viața ta normală de creștin. Acolo, dacă ți-e frică, s-ar putea să începi să auzi voci sau să nu poți dormi noaptea, așa cum s-a întâmplat cu o tânără care nu a fost pregătită și s-a dus în Mozambic. Noi o cunoaștem și vreo 10 ani de zile n-a scăpat. Dar nu ne era frică sau încearcă să te scoată din locul care ești pentru că îi strici împărăția. Dar bătrânul îmi zice, nu te teme, am să vin eu cu soția mea și o să ne rugăm. A doua seară, așa ori și făcut, la 800 de metri, undeva la poarta de la școală, acolo aveam școală pentru copii, s-a rugat pentru mai multe ore, femeia despre care vi-am zis că primise cuvântul din partea Domnului și el. S-a rugat multe ore tare, îi auzeam de sus. Și orice urmă de șarpe s-a oprit. Și în schimb vine el de acasă. Mamă, Neli, la mine acasă e plin de șerpi. Tăi niște Black Mamba de peste 2 metri. Am zis, eu am scăpat, acum s-au mutat la tine, rogă-te să scapi și tu. Ei, așa mai cu simțul umorului, zice, bine, așa am să fac, am să mă rog. Și-o scăpa și el doar într-o seară. Noi făcusem o căsuță de chirpici la poartă și am pus un pat acolo. Într-o seară, Duhul Domnului spune la bătrânul, nu te băga în pat până nu-ți verifici patul. El o tras pătura și în mijlocul patului o cobră ridicată. Dar nu vreau să scot în evidență puterea celui rău, eu vreau să scot în evidență gloria lui Dumnezeu. Chiar dacă s-o stârni duhurile, chiar dacă, pentru că acolo se dă o viață și o luptă pe viață și pe moarte pentru suflete, Dumnezeu a dat o mare biruință după toată această luptă. Câte suflete s-au pocăit în primii ani, atâtea s-au, imediat după postul și rugăciunile acestea, s-au ridicat la mântuire mai mult de 50 de suflete. Într-un sat unde 6 ani de zile nu s-a pocăit nimeni, în frunte cu vrăjitorul satului, au fost 24 pentru botez, deci au fost mai mult de 50. Da, Domnul să fie glorificat. O să vă mai spun una scurtă care nu-i place celui rău. Acum vreau să avertizez Biserica lui Hristos, pentru că așa mă pune Domnul să fac. Și aici, în America, sunt că mi-e frică să nu apese degetul Domnului pe mine, că prima dată așa am venit. Când Domnul m-a trimis în România, după 8 ani de slujire, n-am vrut să merg. Am zis așa, eu în civilizație nu mă mai duc, poate moartă, asta am zis în gând, poate moartă să mă poată duce cineva acolo. Și o știut, a avut Domnul metode, așa că de urgență o trebuie să merg urma unei crize de hernie de disc, plângând, m-am dus pe avion, pentru că Domnul avea nevoie de mine în România, n-am vrut. Dar așa face Domnul. Acum și fratele de astea au zis de foc, cu botezul cu foc, câteodată Domnul ne împinge de la spate. Acum o să avertizez biserica. Să știți că sunt unii vrăjitori care sunt specializați ca să facă vrăjitorie pe dezbinare, pe vrăjitori și pe sataniști. Nu-i împiedică nimic altceva decât Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos stă în calea succesului lor și vrea să o distrugă. Se fac ritualuri demonice împotriva bisericii ca să se certe frații în biserică, să se dezbine și să facă praf biserica în cât mai multe bucăți. Se fac ritualuri demonice împotriva familiilor ca să divorțeze familiile de creștini, că altceva nu interesează. Se fac ritualuri împotriva slujitorilor care sunt activi, ca să cadă în curvie. Și ei mărturisesc, acolo s-au mai păcuit vrăjitori și vă spun din sursă directă, ei spun așa, un pocăit care are viața activă de post și rugăciune, nu putem să-i facem nimic, pentru că e un zid de foc în jurul lui și nu ne putem atinge de el. Dar un pocăit care nu are viață activă de post și rugăciune, e foarte ușoară țintă pentru noi să-l omorâm. De aceea vă încurajez, disciplinați-vă viața, rugați-vă, de multe ori și fratele, stăm mai mult, sau oamenii în ziua de azi stau mai mult pe telefon decât să se roage. Și Biserica lui Hristos, eu am zis, Doamne, care e secretul? Cum se poate Biserica lui Hristos, care ar trebui să aibă cea mai mare putere din univers, pentru că așa vedem în Scriptură, e așa de slabă. Domnul mi-a zis rugăciunea. Ei sunt foarte loiali, ei postesc și se roagă. De la apus până la răsărit se roagă și sataniștii și vrăjitorii. Dacă Biserica lui Hristos, măcar jumătate sau poate mai puțin de jumătate, s-ar ruga cât să roagă ei, s-ar coborî foc din cer ca pe vremea lui Ilie, să ne redobândim pasiunea pentru Hristos.
Pentru că asta e problema. Ei n-au făcut, n-au împins neapărat pocăiții să păcătuiască. Eu slăbit, marea majoritate a creștinilor se mai roagă numai la programe și asta, din punct de vedere spiritual, este o rugăciune superficială, trăb acolo în cămăruță, măcar 2 ore pe zi, minimum, să ne rugăm. Da, Domnul să vă binecuvânteze, o să, nu știu, e prea mult cât am vorbit să închei aici, pot să mai spun una scurtă? Domnul a dat o biruință grozavă anul ăsta, undeva la 60 de kilometri era un sat și oamenii erau foarte bețivi acolo, chiar barul care, cu care au venit alte triburi era la marginea satului. Și acolo era un centru al vrăjitorilor din zonă. Anual ei se strângeau acolo pentru ritualuri. La un moment dat, după vreo 8 ani de zile de când eram noi acolo, oamenii au rămas fără apă în sat și au apelat la noi ca să le aducem apă. Și cu o cisternă mică, agățată în spatele mașinii, mergeam să le aducem apă și cu ocazia asta Duhul Sfânt a lucrat și peste 20 de suflete s-au întors la Domnul, făceam evangelizări, dar Domnul face cum știe. După aceea nu s-au mai putut întâlni vrăjitorii acolo. Interesant a fost. Deci nu au mai avut de atunci, nu au mai avut meeting-ul. Dar tot așa lumea spirituală s-a întărâtat. Cum să nu piardă teren? Ei cunosc, se cunoaște în lumea spirituală toate lucrurile și atunci un vrăjitor din South Africa a venit la vrăjitorul din sat în ajutor. Și atunci eu am amenințat, Domnul chiar a ridicat 2 lideri din satul acela, 2 lideri pe care Duhul Sfânt îi folosește cu putere și eu am amenințat biserica să nu vă prind că vă rugați săptămâna asta când eu sunt aici. Nu aveți ce să vă rugați. O băgat, așa cum ei nu erau întorși de mult la Domnul, o băga groaza în frați, în membrii bisericii și i-a spus fiului meu la Dani. Și Dani ce-a făcut? O anunța ceilalți lideri. Domnul și ridica 40 de lideri acolo, care ei acum aduc Evanghelia mai departe. I-a anunțat pe ceilalți lideri, zice, rugați-vă toți cu bisericile voastre pentru frații din locul acesta, așa au și făcut. Și atunci au postit greu și s-au rugat greu în săptămâna respectivă, dar înainte de termen chiar vroia vrăjitora din South Africa să se mute acolo la noi. Înainte de termen, nu știu ce l-a apucat, ceva probleme de sănătate, o trebuie să-și ia catrafusele să se ducă către casă. Mare biruință, slavă Domnului! Ei, au mai trecut câteva luni și au venit cu întăriri. Zice, mami, zice, au venit vreo 7 sau 8 iară tot în locul ăla, zice, au venit și vă fac ravagi ăștia. Frații, din nou, poși rugăciune, spre surprinderea noastră, chiar ori trecut voluntarii de la noi, trecuseră prin sat, ei nu făceau așa ceva, să se pună lângă biserică cu ritualurile, spre bagiocoră, să facă în bagiocoră, s-au pus la câțiva metri de biserică, ei cu ritualurile lor, de obicei mergeau undeva în afara satului. Și vrăjitorul satului a început să strige, să vedem acum cine-i mai tare, cei de acolo, adică Biserica lui Hristos, sau noi, cei de aici. După aceste vorbe, vrăjitorul picat jos, ca și mort, și pentru mai mult timp nu s-a putut ridica de jos. La pe moment le-a fost groază la oameni, dar când au văzut Dumnezeu ce a făcut, mi-am adus aminte de prorocii lui Baal cu Ilie, când am auzit scenariul ăsta. Domnul să fie lăudat că au rămas frații foarte întăriți când au văzut lucrurile astea, chiar și noi am rămas. Și eu spun că dacă ei nu erau sinceri și nu erau cum trebuie înaintea Domnului, s-ar fi întâmplat lucrarea asta. Dar ei, săraci, așa cum îți e, amărâți, stau mult înaintea Domnului. Domnul chema și pe vrăjitorul satului, îl chema la pocăință și el a spus așa, eu am primit puterea asta direct de la Satan când am fost mic. Eu nu pot să mă pocăiesc că Satan m-a omorât pe loc. Și în altă... De altă dată, când făcea ritualul undeva mai departe, un bolovan s-a desprins de pe alt bolovan și i-a lovit piciorul. Domnul avertiza, ai grijă, pocăiește-te că dacă nu ai să mori. Dar el până la urmă n-a vrut să se pocăiască și într-o marți spre miercuri am avut un vis și am cunoscut Duhul de Vrăjitorie. Ei cheamă Duhul Morților în ritualurile lor. Am cunoscut Duhul de Vrăjitorie, care ăsta de rang înalt pe care îl folosesc ei și chiar le-am zis celor de la noi din misiune, iar avem de-a face cu Duhul de Vrăjitorie, uite să împotrivește lucrării. Urma școala biblică în zilele următoare și am început să mă împotrivesc în rugăciune. Cum am văzut în vis. Doamne,
zdrobește capul acestui șarpe de vrăjitorie, Doamne, zdrobește sângele Tău să zdrobească capul acestui șarpe de vrăjitorie. Și am ținut-o așa, de miercuri până duminică. Când au venit ei de la școala biblică, îmi zice fiul meu, mami, ai auzit ce s-a întâmplat? Zic, ce să aud eu? Nu știu ce s-a întâmplat. Ce-a murit vrăjitorul? Eu nu m-am gândit la nicio persoană când m-a rugat. Eu am știut că Duhul ăla vine împotriva lucrurilor lui Dumnezeu că să luptă, că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Ce să zic, Domnul să fie binecuvântat pentru lucrările Lui și să ne apropiem de Domnul în timpuri ca acestea și să nu vă temeți. Un creștin fricos este descalificat din calitatea lui de creștin. Nu vă temeți, e un semn bun când sunt împotriviți în momentul când postiți și vă rugați. Rugați-vă, postiți și stăruiți înaintea Domnului că Domnul ascultă rugăciunile. Domnul să vă binecuvânteze. Mă iertați, la noi funcționează harul ca pe vremuri. Nu prea, ne-am cam sălbăticit și noi de când suntem acolo. Ne iertați, vă rog. Mulțumesc.